Na, capisiți-le dimineața, îmi dau uldurile de la oeci jos. Vă țuc, preti. Vă țuc, vă mulțumesc, așa, vă mulțumesc din nou pentru comenturile frumoase, mult aduse, că le-am citit toate, ați văzut, v-am dat inimioara. Vă mulțumesc pentru donații, nici nu mă așteptam după clipurile care le-am făcut cu bani să mai doneze cineva, înțelegeți? Eu acolo am vrut să arăt o chestie, înțeles, și mulțumesc acelor donatori care au înțeles. Nu ca și celor care au scris, băi, săracule, tu ai bani și ceri de la oameni. Eu v-am spus. În cană. Uitați ce scrie la mine. La voi scrie așa. A? La voi scrie așa. La voi scrie ce scrie la mine în cană. De unde? Că voi n-aveți nici căni, bezi din pumni. Ăsta, știți voi care. Deci vă mulțumesc în continuare. Sunt blocat 30 de zile pe pagina Facebook, v-am anunțat mai multe clipuri. Mai încerca să-mi distribuiți clipurile, care cum vreți. În fine, nu e obligator. Audiența, după cum ați văzut, nu are cum să-mi scadă, că mi-e murcă. La mine e pământ pe deal. Puteți voi zice, vorbi e ciudă și e oftica. Mam! Prietenilor, am fost cu Tinul Rus la Bistrița. La primarul de la Teaca. Acum eu vă spun ceva. Eu niciodată nu o să fac treaba asta. Cum fac alții care postează o poză prin care demonstrează că ei, fiind într-o anumită zonă, locație, că o fost singur sau prin intermediul unui pretin sau pretină, au cunoscut o persoană unde au stat la masă, o mânca sau știu eu, și să pună poză să zică cel mai dulce caracter, cel mai dulce om, cei mai dulci oameni de omenie, înțelegeți voi ideea? Ce vreau să scot în evidență. Înțelegeți? Deci e greu. La mine, pentru mine, e greu. De ce mi-au pus mâncața cu paprika, usturoi, o da cu chili, o da cu chili pe ea. La mine e greu ca să pun așa ceva. Înțelegeți? Nu, am considerat că nu. Vrăjală, lingășeală și din alea. Mie nu mi-a plăcut. Eu, ca să pot să scriu cel mai frumos caracter, cel mai dulce om, cel mai om de omenie și din alea, trebuie să cunosc persoana. Foarte bine. Înțelegeți? Dar ce pot spune? Că am fost acolo la... De fapt, voi vedeți pe Instagram. Am pus o poză și ce titlu i-am pus. Eu am pus poză pe Instagram, înțelegeți? Eu nu sunt ăla, mă, eu-s greu, voi trebuie să înțelegeți, mă. Deși voi vorbiți anumite persoane, voi vorbiți tot prostii și aiureli. Eu-s greu. Ia uite, ce ăsta am pus? Uite, mă rog, ce titlu am pus? Teaca. Atât. Teaca. Cu primarul Ion și
încă n-am pus, n-am ăsta. Deci, titlul, nu știu, că nu mi-ar avea statistici. Și ce, unde să mă uit pe statistici pe Instagram? Nu, nici de-abia mi-are telefonul. Înțelegeți? Da. Deci am fost acolo, bă. După cum se prezintă primarul, eu iau punctele de accentuare din, la mine, sunt 3 puncte. Modelul, deci din cum vorbește un om, îți dai seama de firea și calitatea lui, de cum pășește, bă, nu bășește, pășește, cum umblă. Un om, îți dai seama de ăsta, și după privire, de câte ori schimbă seninătatea feței și ăsta, îți dai seama dacă omul, înțelegi, îi valoare sau nu, adică are capacitate pentru a conduce un sistem, înțelegeți? Deci eu îl felicit, are, am stat și l-am studiat, bă, că poate omul s-o gândește, bă, ce s-o uită asta așa la mine, înțelegi? Bine, că n-am un insistent. În fine, bă, oamenii am fost acolo serviți, copița, să nu mi ajute Dumnezeu dacă mint. Să rămână, mulțumim pentru servire. Deci eu, știți ce am mâncat ieri? O pizza și aseară, înainte să mă culp la vreo 10, o zamă. Eu n-am mai mâncat nimic, am mâncat, aș Dumnezeu vost, așa fructuoasă pizza și sățioasă, n-ai văzut. Măi, oameni, am mâncat o pizza, eu exclud Italia. Eu în România n-am mâncat așa pizza. Am mai mâncat pizza bună aici la noi, la Napoli Centrale. Dar alea mi-au făcut-o cu rondele de Italia. Aici mi-au făcut cu rondele de casă. Tot ce produce omul acasă. Măi, așa pizza n-am mâncat, măi, uite așa ne-a o pizza. Nu știu dacă am mâncat Tinu, 2-3 feluri. Restul rămas pe spatele meu. Am mierlit-o. Tot, bă, m-am mirat ce e așa bună. Tăt, că pe întrebam, omule, ce-i? Zice, e brânza de la oile mele, tăt ce pun brânză, tăt ce pun caș de la... Deci, lactate brânzeturi de la oile mele. Primarul din Teaca. Cărnați de la porcii mei, porc mistreț. Înțelegi, fleică, ce tă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 t
la magazin să cumpăr. Așa ceva mai rar. Așa ceva mai rar, că de-ar și aproape, ia pe Coleania, nu m-aș da comandă, până m-aș sătura bine. Dar eu de pizza nu mă satur. Nu mă satur de pizza, neam. Zârnic aș mânca pizza din aia. Înțelegeți? Am băut o sticlă de vin. Bă, cât am stat acolo la masă, eu nu știu dacă am stat până am mâncat o pizza și am mai povestit 40 de minute. O sticlă de vin am doborât și m-o amețit un pic, dar știți când m-o amețit? Când m-am urcat în mașină și am venit către Cluj. Acolo cu... Înțelegeți? M-a amețit un pic, dar ce mai important, bă, să te îmbezi de vin, e... Ai, mai ales dacă nu-i calificativ. Am venit acasă, am stat ce am stat, am ăsta, am tăiat ei, i-am împărțit la neamuri, înțeles, stați ca să lungă acolo. Deci, m-am pus în pat și m-am trezit și mă, uită-te, m-am trezit și fără dureri de cap, fără nimic, mă. Deci, măi, omul face vinul, o să vedeți. La el, acolo, în cramă, are tă-tă-tă. Pă, domnă etichetă! Etichetă, frumos!
Deci, domnul primar, o descriere așa scurtă la vinul ăsta să vă aud. Cel mai bun vin produs la Teaca, roze de Teaca. O zis Nelson, și așa dă la televizor o groază de nebunii că contaminează oamenii, că prin așa... Bă, car la mine, dacă vine și cumpără, să nu-l am pe conștiință. Ce dă strugurul meu, aia le dau să beie. Înțelegeți? Mai multe sortimente o să vedeți în clip de vinuri. Deci, foarte bune, mă. Foarte, foarte bune. Deci, măi, oamenii, mă, de acolo am mers la Ioan. Ce aia? Nu vă bajocură. Prietenul meu, înțelegeți? Ioane, Iețuc, nu te tem de treaba aia. Am primit. Retinește. Doi mieluți, înțelegeți? Am primit 3-4 baxuri de vin. Bă, alo, în lua de azi. Eu ți-am zis, dai cu mână, primești cu 10. Eu cred că am dat și cu 6 mâini și nu primesc. Ia și în ea din când în când cu câte o mână. Cu câte o mână. Mai greu când să ia cu 2, ia mersul, cu câte o mână. E bine și cu câte o mână, că mi-o dă, dacă mi-o dă bine și fructuosă, bă, nu pun s-o palmă, stați cu minți. Mai bine a fost, mă, ieri, mă, să mor eu dacă nu... Bine, a fost un pic obositor, că e drum, lungul, drumul e lung, auzi, lungul e drumul. Da, drumul e lung până la Bistrița, acolo în zonile alea și înapoi și stai și... În fine, a fost timp și frumos, înțelegeți? Băi, oameni, mă, deci... Eu vă spun adevărul. Eu de câteva, ce de câteva, de vreo 2-3 ani, mă simt tot mai bine. Tot mai bine din toate punctele de vedere. Nu mă credeți. N-aveți. Care vreți mă credeți, care nu, nu. Din toate punctele de vedere, mă. Înțelegeți? Acum nu vă stau eu să vă dau vouă cu sexul, că v-am zis, puneți pe mamele voastre și de nu m-a pomini, așa să-mi ajute Dumnezeu. De nu m-a pomini că am vreo 7 neamuri de-a voastre. Tu l-ai, Doamne, Nelson, ăla, uite, ai, e, mie, mai, înțelegeți? În fine, deci, să știți că și am stat și m-am gândit. Că mi-a scris unul, că am pus clipul ăla unde mânc conserva aia de pește, pateu și ăla. Și-a scris acolo, ai măi, cu figurile tale, ia du-te caută, vezi, nu este pateu de creveți. Măi băieți, fiți mă cu minți, mă, că voi, cum am zis, în multe clipuri. N-am eu treaba voastră, că nu tot omul, înțelegi că sunt oameni sărași rupți pământului, oameni bogați, gândești că trăiesc în slava cerului. Dar voi ăștia care vorbiți, mă, către mine, n-aveți nici arcuri la canapea, mă. Treceți din gură, mă. Înțelegeți? Aveți ușă la casă că vă răzămați cu frigiderul, știți care vii. Etajera de la fereastră. Treceți, mă, din gură, mă. Băi, nu vreau să mă mai iau și de alte ustensile uscaznice. Treceți din gură. Eu v-am spus, la mine e sărăcie 2-3 zile. Nu-i problemă. Nu, 2-3 luni, nu-i problemă. Vine 2-3 zile de bogăție, dar eu n-are 2-3 zile. Eu acumulez. Înțelegeți? Și încă ceva, că foarte mulți, adică foarte mulți, sunt câțiva ca să se baje ei în seamă, sunt numai ca să se baje în seamă, că ai acolo țâță.
numai ca să se bage în seamă, sunt care zice, bă, dar cum mi-a apărut mie, ăsta, canalul lui Nelson, canalul lui Grețosu ăsta sau știu eu. Și uite aici. Ia să vedem un clip. Eu vă ajut pe ăia care voi comentați, eu vă ajut ca să scăpați de canalul meu. Și fiți atenți. Îi dai pe pagina ta de canal, ai aici trei puncte, înțelegi? Și dai. Nu mă interesează. Spune de ce. Nu mă interesează acest canal. Și ai dat pe el, uite așa. Și ți-a dispărut. Înțelegi? Și ai scăpat de o problemă. Ai scăpat de problema lui Nelson Mondialu. Înțelegi? Nu-i costă treaba. Deci când vrei, și atunci am scăpat și eu de tine, jigodie penală, care ești. Înțelegi? Dar eu vă spun ceva. Voi nu o să faceți treaba asta. Și vă dau și exemplu de ce. Uitați. Voi nu o să faceți treaba asta. Pun pariu cu voi 100 în milion. Și vă demonstrez. Astăzi e 28, uitați aici, e 28 a 3-a, ora 10 și 11 minute. Fiți atenți aici. Vă trimit în partea asta ca să nu ziceți că așa. Și vă arăt, abonați. Am 379.853 de abonați. Îi vedeți? No, acum să vedem dacă voi apăsați pe alea trei punctulețe și solventul. Că voi vreți să scăpați. Bă, fraierilor, dacă vreți să vă băgați în seamă, nu mai încercați cu prostii din astea. Să vadă lumea că ești băiat și tu. Nu mai încercați cu prostii din astea. Eu uitați vinurile. Acolea sunt. Pâță-i nervosă. Nu mai încercați cu prostii din astea, că n-ai șansă. Înțelegi tu? Ioi, frigiderul meu frumos, plin de carne, dragostos. Deci, mai oameni, de când mânc de latinul rus, din brânzeturile lui, găinile lui, vă dați seama că de la găini și totuși am trecut acum la bibilice. Pai de capul meu. Din lactatile lui, din cărnurile lui de porc maioș, cărna, soric, de alea ce face, soric nu prea mânc eu. Vă dați seama, mă. Deci, bine, și din alte tratative care le servesc eu. Înțelegeți? Deci, sunt foarte... Înțelegeți? Nu vreau acum că îmi fac o cafea. Vă țuc.